Bun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice, în care veți aprofunda domeniile de utilizare a energiei electrice. Energia electrică este utilizată prin intermediul instalațiilor electrice, atât în procese de producție, cât și de către consumatorii casnici. Energia electrică se consumă peste tot în lume, astfel că pe întregul glob pământesc, aglomerările urbane pe timpul nopții par a fi niște lumini imense. Consumatorii de energie electrică sunt persoane fizice, dar și persoane juridice, ce primesc și folosesc energia electrică de la rețeaua unor furnizori. Unii consumatori pot produce chiar energie electrică în cogenerare. Consumatorii casnici folosesc energie electrică pentru iluminat și pentru alimentarea receptoarelor casnice din locuință. Consumatorii industriali, de obicei, au personalitate juridică și folosesc energia electrică în procesele de producție. Energia electrică este indispensabilă pentru iluminatul pe timp de noapte al străzilor, aleilor, parcurilor și altor spații exterioare. Toate clădirile, indiferent de destinație, folosesc energia electrică pentru iluminatul spațiilor interioare. Domeniul tehnic este dependent de energie electrică. Procesele de producție din mecanică, electrotehnică, siderurgie, construcții, industria alimentară și altele sunt mari consumatoare de energie electrică. În agricultură, energia electrică acționează pompele sistemelor de irigații, precum și diferite utilaje de selectare, condiționare, ambalare a produselor agricole. În zootehnie, pregătirea furajelor, hrănirea și îngrijirea animalelor sunt acum lucrări mecanizate, automatizate, ce folosesc energia electrică. În transporturi pe calea ferată s-au dezvoltat trasee electrificate care necesită și o semnalizare corespunzătoare. Metroul, tramvaiul, troleibuzul și mai nou unele autoturisme sunt mijloace de transport cu motoare electrice, iar dirijarea traficului ar fi absolut imposibilă fără electricitate. În spațiile comerciale, energia electrică este utilizată la vitrinele frigorifice, la cântare, case de marcat, terminale pentru operațiuni de plată. Domeniul publicitate s-a dezvoltat mult în ultimii ani, iar reclamele luminoase sunt vizibile în prezent noaptea, dar și pe timpul zilei. În zilele noastre, investigațiile medicale se realizează cu ajutorul aparatelor performante, iar sălile de intervenții chirurgicale sunt consumatori prioritari de energie electrică. În domeniul casnic, există o varietate de aparate electrocasnice pentru încălzit, pentru gătit, pentru igienă. Toate sporesc confortul locatarilor, odată însă cu creșterea consumului de energie electrică.
Ați parcurs câteva domenii în care se utilizează energia electrică. Găsiți și discutați și alte domenii de activitate în care se folosește energia electrică. Numiți cel puțin un domeniu de activitate în care nu este folosită energia electrică și argumentați răspunsul oricare ar fi el. La ce concluzie ați ajuns? Mult succes!